Salut, bine ați venit la Poliția Muzicii, intrați, vă rugăm frumos! La familia Marius Feder și Mahia Beldo au lansat o super piesă, Demonii. Birou, demonii l-au aruncat în hău. Nu știam că doar atât de rău. Cât de bine, bine. Endorfine, bine. Cât te ține, bine. Și e bine, rău, cât de bine. E piesa care am ascultat-o de multe ori săptămâna asta. Și nu vă umflați precum curcanul. Da, e piesa care am ascultat-o de multe ori săptămâna asta. Păi cine sunt eu să corectez la familia, mai ales că îmi place piesa? Cea mai grea luptă e aia care o duci cu tine. E aia care o, e aia care o duci cu tine. Dacă e lupta care o duci cu tine, atunci e piesa care am ascultat-o și gata. Pe el, pe mama lui, de pe. Chiar nu vreau să fac din chestia asta un nod în papură pentru Demonii, că e ok. După aia îmi spuneți că sunt nesuferit, corectez fiecare frază, cum spune Ruby în noua ei piesă, Soare Pătrat. Ești un nesuferit, mă corectez la fiecare frază. În mod normal, nu mi-ar fi plăcut piesa asta pentru că este o summer maneluță. Ce mă fac eu acum? Și o spun ca să nu mai am reproșuri, domne, de piesa mea ai spus că e maneluță, dar de-a lui nu. Fac un singur clip pe săptămână, spun când apuc de toată lumea, în egală măsură, și nu trebuie să dau niciun fel de explicație nimănui în legătură cu temele emisiunii, cât timp chiar cred ce am spus și am curaj să privesc în ochi orice artist și să-mi asum ce am zis sau să îi recunosc că am greșit. Revenind. Nu mi-ar fi plăcut, dar îmi place Soare Pătrat pentru că apreciez autoironia. De autoironie sunt capabili oamenii smart. Păi și ce cântă Ruby? În toate colțurile minții mele te-ai băgat ca un soare pătrat. Dacă spui în toate colțurile minții mele, ca la matematică, rezultă că ai mintea în colțuri, da? Mintea în colțuri, corect? Corect. Și ce înseamnă expresia a avea mintea în colțuri? Știm cu toții. Deci, rezultă că ai capul pătrat. De unde rezultă că? Rezultă că și soarele care intră în capul tău pătrat, și soarele, da, care intră în capul tău pătrat, este tot un soare pătrat, corect? Corect. În toate colțurile minții mele te-ai băgat ca un soare pătrat. Scuze pentru scrisul meu de semi-analfabet și aplauze pentru Ramona, această supernova a radioului românesc pe care o puteți auzi de luni până vineri de la 16 la 19 pe Pro FM alături de fratelii vostru. Și apropo, nu este iubita mea că mi-ai stricat toate combinațiile de când apărem peste tot împreună. Corect! Așadar, nota 10 Ruby pentru autoironie. Iar Summer Maneluță mai este și piesa lui WhatsApp la tine. În plus, pentru refrenul din latine, WhatsApp s-a ajutat de instrumentalul Arilenei Ara, Nentori. Toate drumurile duc la tine și mă gândesc că poate. Mai zic? Mai zic, nu? În egală măsură. Spun și de Dorian Popa, care-i fratele meu, a lansat De Amor, tot Summer Maneluță. Și dacă iubirea nu-i tot, eu nu am antidot, nu pot să mă vindec de... Păi dacă până și de el zic, nu-s eu imparțial, egalite, fraternite, paternite. Egalite, fraternite, maneluțe, știi cum zic? Totuși, și ce a făcut Dorian e de apreciat. Nu că e de apreciat, e de consemnat în analele industriei muzicale mondiale. Este prima oară când văd un videoclip sexos în care el și ea sunt pe plajă, mare, soare, sunt senzuali, sunt tandri, iar el are sânii mai mari decât ea. Nu pot să mă vindec de amor, nu cu amintiri care dor. Piesa pe care o pun pe repeat, că nu e de la La Familia, se numește Who You Are și vine de la Mihail. Why won't you tell her who you are? Poliția Muzicii se oprește aici. Noi ne auzim și pe Pro FM de luni până vineri de la 16 la 19. Vă mulțumesc pentru sugestiile voastre și le aștept în continuare pe pagina mea de Facebook. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.